Barajul de la Valea de Pești a fost extrem de solicitat imediat după ploile torențiale din weekendul trecut. Acolo s-a acumulat o cantitate de apă care, în mod normal, s-ar fi acumulat în aproximativ 4 luni de zile, doar că acum a fost vorba de 3 zile. Specialiștii sistemului hidrotehnic spun însă că situația a fost ținută sub control și totul a decurs normal, chiar dacă ploile au fost însemnate cantitativ. În acest interval de 3 zile a plouat la baraj 241 de litri pe metru pătrat. Ce a determinat asta? A determinat creșterea în barajul Valea de Pești cu 5 metri. Asta ce presupune? Un volum de apă de peste 1 milion de metri cubi acumulați în baraj în timp de 3 zile. Repet, 241 de litri pe metru pătrat în 3 zile, o cantitate foarte mare, impresionant de mare. A fost cea mai mare din bazin. Am primit avertizare cod portocaliu și, după cum vă spuneam, am știut din timp și ne-am organizat în așa fel încât nu au fost de dimensiunile dezastrului de data trecută. Cantitatea de apă scursă de pe versanți și precipitațiile au ajuns în barajul care se afla în procedura de umplere. Însă, în mod normal, pe o perioadă de un an de zile sunt prognozate precipitații de 6-700 de litri, iar acum a ajuns în baraj o cantitate enormă de apă. Totuși, situația a fost ținută sub control fără probleme. Cele două mică hidrocentrale au funcționat la maxim, asta ne-a ajutat pentru că golirea de fund este, după cum știți, în reparație și atunci singura variantă să putem să descărcăm din lac a fost cu aceste două micro-hidrocentrale aparținând Apa Serv și Hidroelectrica Hațeg și am urmărit cu atenție nivelurile, drenurile. Vreau să vă spun că sâmbătă la ora 12 de la București am fost sunat și se punea problema să se instituie cod roșu de precipitații. Norocul celor din vestul Văijiului a fost însă că frontul atmosferic s-a deplasat spre Ungaria și Serbia, iar acolo a și fost instituit codul roșu pe timpul zilei de duminică.